Vai, e ora 6. Trebuie să mă întorc la cină. Mă așteaptă mama. Prieteni. Bună dimineața, Taka. Da, mai mult sau mai puțin. Dați-vă de pe mine. Trebuie să ajung la mama. Înainte să se trezească și să-ți dea seama când am intrat în burlog. Da, desigur, Ed. Hei, nu ne iei și pe noi? Ha? Ați înnebunit la creier, tata nu vă place. Și nici Mufasa. Și în plus nu cred că Vika ar fi încântată să mergeți în teritoriul leilor. Poate altă dată. Trebuie să plec! Trebuie să plec! Dacă mă grăbesc, poate ajung. Asta pare a fi vocea lui Sarabi. Dar Mufasa nu era cu ea? Trebuie să văd ce are. Sper să fie important. Ajutor! O, nu, e atacată de crocodili. Taka, tu ești? Aș avea nevoie de ajutor. Taka, ce faci acolo? Ajută-mă, puiulaș! Dar ce să fac? Nu sunt un puiulaș, nu pot lăsa acolo. Nu pot sări să le atrag atenția crocodililor. Dar nici nu pot să o las acolo și Mufasa ar da vina pe mine. Ajutor! Nu! Lăsați-o! Lăsați-o! În Wow, sfântă haina! Ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat! Am dat un răge. Wow, Taka! Ce s-a întâmplat cu răgetul tău? Nu știu, dar cred că trebuie să merg la unchiul. Da, la unchiul tău sau la Ascari. Du-te, Taka, dar a fost beton! Unchiule Selfish, s-a întâmplat ceva. Sarabi era în pericol. Eu am dat un răget încât au ieșit leii din nori și au răcnit după mine. Tu trebuie să știi ce înseamnă asta. Doar tu ești un membru din garda lui Ascari. Ce mi se întâmplă? Oare am luat o razna? Nu știu, copile. Pleacă de aici. Dar eu... Dar ce? Să apară lei nori e normal. Selfish. Cred că trebuie să-i spunem. Ce să-mi spuneți, unchiule? Ascari, ce să-mi spune? Tu știi ce se întâmplă? De ce am dat răgetul ăla? Ei bine, da, Taka. Dar cred că trebuie să-ți arăt. Nu am vrut să se ajungă aici, dar... Acum știi. Răgetul străbunilor este un dar. Un dar care ne ajută să facem bine, ta. Vino cu mine, Teca. Eu sunt cel din pictura rupestră, iar aceasta este echipa mea. Împreună apărăm regatul luminii, dar eu, ca să-mi apăr regatul, am primit de sus răgetul acesta. Deci răgetul acesta îl am și eu? Da, Taka. L-ai primit pentru a face bine. Și alegându-te pe tine, eu mă pot retrage, lăsându-te pe tine la conducerea gărzii. Dar nu a gărzii mele, Taka. Va trebui să-ți întemeiezi propria gardă. Adună cei mai curajoși, rapizi, puternici și mintoși din regat. Nu mă dezamăgi, Taka. Dar unde te vei duce? Eu mi-am găsit o prietenă undeva. Se numește Jana, care este regină la arborele vieții.
Într-o zi, dacă va fi nevoie, vei ajunge și tu. Și o să ne vezi unul lângă celălalt. Iar taca va trebui să însemnezi începutul unui tratat de pace cu elefanți, așa cum am semnat eu. Și nu știu, călătoria va dura puțin, poate câteva luni de zile. Noroc, puștule, nu mă dezamăgi. La fel și ție cu doamna, Ascari. Bine, eu, liderul gărzii.